Selecționerul României, Mirel Rădoi, a oferit miercuri dimineață, pe larg, motivele care l-au determinat să-l convoace la prima reprezentativă pe Enes Sali, tânărul jucător al farului care nu a împlinit nici 16 ani. În opinia lui Rădoi, Sali este un talent născut, pe care România nu își permite să-l piardă în favoarea unei alte reprezentative, în condițiile în care el are și cetățenie turcă și canadiană ca să nu mai fie eligibil pentru altă selecționată de seniori, un fotbalist care nu a împlinit 21 de ani trebuie să aibă 3 meciuri jucate la naționala care l-a debutat. În toată perioada asta am încercat să adunăm foarte multe informații, chiar și prin prisma, prin prisma voastră. Acela că am dat timp puțin înapoi și am încercat să adunăm informații despre jucătorii care la 15 ani au avut impactul pe care îl are Salii la nivel de fotbal românesc. Evident că direct nu am putut decât doar am cules informații când vorbim de Gică Hagi, ce făcea la vârsta aia, de Balaci, de Dobrin, de Sorin Cârțu și așa mai departe. Exemplele pot continua, sunt câteva. La fel am venit în mult mai aproape de, de, de momentul actual și am întrebat să vedem ce au făcut jucătorii care au fost la fel de talentați ca el, dar cum arătau la, la vârsta lui Sali? Și ne-am dus către Ianis, către Cicăldău, către Moruțan, către Man, către Coman, către Tănase și până la urmă ne-a ieșit că niciunul nu a avut impactul așa mare pe care l-a avut Sali la, la vârsta lui. Asta înseamnă că este un talent pe care România, în momentul de față, din punctul meu de vedere, nu și-l poate permite să-l pierdă. Naționala de fotbal a României joacă joi seară împotriva selecționatei Islandei în preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Partida se va disputa pe noua arenă din Ghencea, fără spectatori, de la ora 21:45 de minute. România este pe locul 2 în clasament cu 13 puncte, fiind urmată de Macedonia de Nord și de Armenia, echipe care au câte 12 puncte. Germania este pe primul loc cu 21 de puncte, calificată deja în turneul final.